Te salut națiune și îți urez bun venit la un clip Bun venit la un nou episod de 12 luni de achiziții parfumate Acel tip de conținut în care facem retrospectiva de achiziții Vorbim despre achizițiile efectuate în luna ianuarie, proaspăt încheiată Despre parfumurile pe care le-am cumpărat în prima luna acestui an Nu sunt foarte multe la număr, sunt doar 5, asta este Zic să începem cu primul Și anume cu Amouage Honor Man Parfum foarte interesant Un parfum cu o compoziție interesantă un parfum în care notele de piper se remarcă în mod deosebit. Deci dacă iubești parfumurile fresh, dacă iubești parfumurile condimentate și în mod deosebit parfumurile piperate, dar vrei să ai parte și de niște tonuri lemnoase, vrei să ai parte și de tămâia pe care doar cei de la moaci știu să o facă, atunci Honor Man este parfumul care ți se potrivește un parfum de temperaturi moderate și ridicate, un parfum excelent pentru sezoanele calde, un parfum de zi cu zi, din punctul meu de vedere, care poate fi purtat în tot restul anului, nu doar în sezoanele calde, un parfum foarte versatil, merge excelent la o ținută semiformală și la o ținută formală, în mod deosebit dacă lucrezi în condiții de birou. Amoage Honor Man este prima intrare. Cea de-a doua intrare vine de la parfum de Marley și se numește Shagia, un uh, parfum uh, puțin cunoscut, un parfum uh, despre care se vorbește foarte puțin în mediul online, un parfum făcut cu mult, mult timp în urmă și un parfum care miroase într-un fel foarte ciudat. Asta și datorită faptului că încorporează nota de papirus în compoziție, pe lângă lemnul de agăr, pe lângă tonurile lemnoase, în special ai și vetiver în această compoziție. Parfum care te poate duce cu gândul la ceva vintage, la ceva clasic. Și într-o oarecare măsură, ăsta este genul ăla de parfum care te duce cu gândul la perioada, hai să zicem, clasică a parfumeriei bărbătești. Parfumeria de tip macho. Parfumeria menită să impresioneze. Parfumeria menită să atragă atenție asupra purtătorului. Tocmai de aceea nu este un parfum pentru oricine, nu este un parfum pentru cetățenii tineri. Sunt ferm convins că nu vor aprecia Shagia, însă este un parfum pentru consumatori maturi, este un parfum pentru bărbați trecuți prin viață, este un parfum elegant, un parfum sofisticat, un parfum cu o performanță foarte bună și care de asemenea, din punctul meu de vedere, poate fi purtat pe perioada întregului an fără niciun fel de problemă, implicit vara, dar seara. Din nou, un parfum destul de versatil, din punctul meu de vedere, care poate fi asortat la nenumărate ținute și diverse ocazii de purtare, Însă, la fel ca și Honor Man, este un parfum strict bărbătesc. Nu există loc de interpretare când vine vorba despre cine ar trebui să poarte o astfel de compoziție. Mergem mai departe. Hai să ne ducem la Galloway, pentru că tot a fost ultima recomandare parfumată. Un parfum foarte interesant. Foarte interesant și într-o care măsură face parte din aceeași categorie cu Amouage Honor Man. În ideea în care împărtășește, dacă vreți, tonuri piperate, împărtășește tonurile noase, împărtășește oarecum același stil olfactiv sau aceeași categorie. Dar sunt două compoziții total diferite și asta datorită faptului că Honor Man pune mai mult accent pe notele de piper, pe când aici piperul este mai, hai să zicem, mai subtil. Și în mod deosebit, așa cum am spus și în clipul cu recomandarea parfumată, nu mă încântă foarte mult nota de piper făcută de către cei de la Parfum de Marley în această compoziție. Din contră, prefer ceea ce oferă Amuagi, dar ce urmează după, hai să zicem, impresia inițială, după prima aplicare pe piele, este cu totul și cu totul altă poveste. Un parfum foarte elegant, un parfum foarte luminos, un parfum, hai să zicem, pretabil, din nou, pentru sezoanele calde, dar din punctul meu de vedere poate fi purtat pe întreaga perioadă unui an, un parfum de gentleman rasat, dacă vreți, de bărbat rasat, Deși, comparativ cu primele două, nu aș vedea absolut nicio problemă ca parfumul ăsta să fie încercat și de către doamne. S-ar putea să le placă și s-ar putea să le placă chiar foarte mult. Dar el este marketat ca fiind un parfum bărbătesc. Foarte bună performanța din punct de vedere al longevității. Nu excelează la capitolul proiecției și siaj. Sunt pe ansamblu moderate, cel puțin pe pielea mea. Însă, repet, longevitatea și mirosul sunt ceea ce mă interesează pe mine. Un parfum pe care poți să-l porți la, din nou, diverse ținute și diverse ocazii, evenimente, fără niciun fel de problemă. Îți permite să faci acest lucru, compoziția și zic eu, unul dintre cele mai frumoase din oferta celor de la Parfum de Marley. Ne ducem mai departe și vorbim tot despre Parfum de Marley, însă de data aceasta vorbim despre Nisean. Nisean este o compoziție total diferită față de ceea ce am vorbit până acum, în ideea în care ăsta este un parfum elegant, este un parfum masculin dar este un parfum întunecat și asta datorită în primul rând notei de labdanum care se regăsește la interior și care este din plin, de asemenea e și foarte multe tonuri condimentate în compunția lui Nisean și mirosul este foarte intrigant, foarte interesant, emană foarte multă masculinitate emană foarte multă eleganță performanța este foarte foarte bună cu Nisean dar, repet, Nota de la Danum este actorul principal în această compoziție și tonurile condimentate. La început, când îl aplici, s-ar putea să nu-ți placă pentru că vei fi luat din plin de tonurile condimentate și parfumul ți se va părea oarecum ascuțit, însă din nou, depășești faza aia inițială și ceea ce urmează este cu totul și cu totul altă poveste. Un parfum pe care de data aceasta însă nu-l vă purtat, hai să zicem, în fiecare zi, nu-l vă purtat la orice ținută un parfum mai degrabă de evenimente importante, de evenimente formale, un parfum de ținută și, așa cum am zis, un parfum bărbătesc, exclusiv. N-aș vedea o femeie să poarte Nisean de la parfum de Marli. Foarte bună longevitatea, foarte bună proiecția, foarte bun și siajul cu Nisean. Și ultima achiziție pe luna ianuarie este asta, nebunia asta de la Montal, absolut încântătoare pe numele său, Mask to Mask. Un parfum care te-ar putea duce cu gândul că este un parfum moscat sau eminamente moscat, ceea ce în realitate nu este. Este vorba despre o combinație oarecum atipică, dar extrem de interesantă, extrem de senzuală, îndrăznesc să zic, între nota de lemn de agăr și tonurile de musc. Iar rezultatul este absolut spectaculos. Agărul din această compoziție nu este un agăr, hai să zicem, din ăla animalic, din ăla hai să zicem, relativ repulsiv pentru marea majoritatea cetățenilor care nu sunt obișnuiți cu parfumurile orientale. Este un agar foarte elegant, foarte domol, foarte, nu știu un, cum să se zic, seducător. Ăsta este termenul. Iar tonurile moscate sau moscul din compoziția lui Mask to Mask, contribuie la acest sentiment. Iar combinația dintre cele două elemente, culmea, moscul fiind o notă animalică, nu duce la transformarea parfumului în ceva animalic. Din contră ceva foarte frumos, foarte subtil, foarte elegant, foarte curat, deopotrivă, exact cum este specificul parfumurilor pe bază de mosc, însă are două etape de desfășurare la nivelul pielii. Prima etapă, ai parte de nota aia de lemn de agăr, care este omniprezentă și, într-o oarecare măsură, vei fi tentat să crezi că există în compoziția acestuia și trandafir. Cel puțin eu am percepția asta când vine vorba despre și anume că ar fi vorba și despre trandafir în compoziție. Deși uh, nota aceasta nu este uh, sau nu se regăsește în uh, descrierea compoziției. Dar am sentimentul ăsta. Iar ulterior, faza a doua, este despre nota aia de mosc, extrem de frumoasă, de curată, de aerată, de elegantă și de luminoasă, care preia conducerea, asistată de reminiscențele, dacă vreți, notei de lemn de agă. Iar mirosul este absolut superb, extrem de liniștitor, extrem de reconfortant, dacă vreți. Asta este mask to mask, cel puțin pentru mine și în cazul meu, pentru alții, nu știu trebuie să l încercați și să vedeți voi ce anume le la nivelul pielii voastre. Drept Mare, astea sunt cele 5 parfumuri achiziționate în luna ianuarie. 3 parfumuri de la Parfum de Marly, unul de la Montal și sigur un Amouage, pentru că luna ianuarie am încercat să mă abțin pe cât de mult posibil din a face achiziții și mai mult decât atât pentru că mă apropii oarecum de finalul să zicem achizițiilor, având suficiente parfumuri pentru viața întreagă și nu numai. O să vedeți că și în perioada imediat următoare, în lunile următoare, achizițiile se vor rare din ce în ce mai mult. Asta tocmai în ideea în care îmi doresc să cumpăr lucruri care nu sunt folositoare, care nu sunt utile și doar de dragul de a cheltui bani, nu stupid, doar ca să doar ca să fie. Ori eu nu fac așa ceva. Pentru cei interesați, parfumurile se regăsesc absolut toate disponibile la decantare. Îmi scrieți pe adresa de e-mail gavohd.arondiahu.com dacă vă interesează lucrul acesta. Acolo vă ofer lista cu prețurile și cantitățile decantate și acolo discutăm tot ceea ce ține de partea de decantare. Eu mă opresc aici, ne vedem data viitoare într-un alt clip, ne vedem data viitoare într-un clip cu retrospectiva de achiziții, abia aștept lunile când o să fie zero sau doar una, asta în contextul în care am avut luni, după cum bine știți, în care achiziționam și câte 25, 22, 20 de parfumuri pe lună, într-o lună, și toate de nișă. Aveți clipurile pe canal, puteți să le consultați. Ne vedem atunci, însă, națiune. Îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție, dăm voie ca întotdeauna să-ți urez toate cele bune. Numai bine.